Hoțul de buzunare este din județul Vrancea și a fost prins ieri dimineață în Alba Iulia de către polițiști de investigații criminale, în timp ce desfășurau activități de prevenire și combatere a furturilor pe mijloacele de transport în comun. Mai precis, l-au surprins în flagrant într-un autobuz, în timp ce sustrăgea portofelul unei sexagenare din Meteș. Polițiștii l-au reținut imediat pe bărbat și l-au condus la sediul poliției municipiului Alba Iulia, unde i-au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat și unde, în urma verificărilor efectuate, au constatat că are antecedente penale fiind condamnat de mai multe ori pentru fapte similare comise inclusiv în afara țării. Pe numele său a fost emisă o ordonanță de reținere pentru o perioadă de 24 ore, însă, datorită faptului că ulterior păgubita s-a împăcat cu el, în baza ordonanței parchetului de pe lângă judecătoria Alba Iulia, acesta a fost pus în libertate, iar cauza a fost clasată. Hoțul de buzunar eliberat de victimă se numește Ștefan și are 44 de ani.